Salutare lume și bine ați venit la Silent Hill 2. Ultima oară am rămas aici. Dacă mai știu și controlele. What the fuck? Mai știu controlele de la joc. Da. Cu e-schimb. Super tare. Și cu ce fug? Cu shift. Care era? Așa, și ui F. Ok. F și space. Ok. Bun. Ok. Ce ar trebui să facem acum? Ce? Tu mă speri. Tu chiar mă speri. North. Dar în care cale îs? Urăsc. Oare paci? Doamnele, omul piramidă. Omul pe de piramidă. Adevărță. Red Scott. Mi-e frică rău de tot. Ok. Deci 202. Așa. Bun. Și acum e la dreapta. Ha? Era.
Deja mă sperie fazele astea. Frate, de ce te miști ciudat? Mă sperie, omule. Oh, Doamne. Dar vezi că serios, jocul ăsta chiar am fricoșător. Haideți să salvăm, s-ar putea să se întâmple ceva. Nu vreau să pierd totul. Și prin totul mă refer chiar totul. Ok. Ok, am salvat. Stați. Cred că aș avea o idee, dar nu sigur că e. Aha, ok. Cred că m-am prins. Credeți-mă, eu... Apar, n-am să fac, eu doar așa pun. Trebuie așa și așa. Ok, deci ar fi vreo 9 și 10. Pare. Yes! Ok. Nu-mi place locul ăsta. Măcar am reușit să descifrez. Mă gândeam că ceva trebuia făcut cu Ale, dar nu eram sigur ce. Măcar am descifrat. Asta e tot ce contează. Oh, lol. Chestia de salvat. Hey, hai că salvăm. De ce nu? Ok. Așa. Health drink. Super. No. N-am o hartă. Ai de viața mea, eu am trecut acum în partea cealaltă. Ok, acum a speriat de moarte, rău. Rău, vă zic. Nu-mi place asta.
chiar nu-mi place, ha? Handgun bullets. Oh, poți și cu F5 și astea. Super. Am o hartă aici. Trăiesc. Ai de viața mea. Mai multe ori. Stați că n-am verificat 309. Păi da, de ce era să fie deschis? Ai de viața mea. Dar asta e viața mea. Este și bună și rea, dar e mai... Scuzați că am dat skip, dar mi-era tare frică. Ce Dumnezeu am văzut? Aia și-au făcut-o în 3! Zic că e ok. Handgun bullets. Super tare, frate. Just a normal washing machine. There's nothing of interest. Ok. Mulțumesc. Oh, Doamne. Ha? Stați. Cred că v-am văzut ceva acolo. Oh, uite. Handgun bullets. Super. Da, nimic. Nimic. Hey, mersi. Așa frisoane în mine. Ai de viața mea. Și apoi am o pumpă rugată să întrebări. De ce e așa frică să tăre Adriane? Nu vreți să știți. Chiar nu vreți.
înseamnă că am ajuns unde am plecat sau unde am ajuns. Am ajuns la 100. Cum Dumnezeu? Ok. No. Ha? Canned juice. Ha? Ok. Haideți să mai vedem. Pam, 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 pam. Nope. Da, se pare că ne-am întors din unde am plecat. Ce naiba facem cu asta? Nu. Ce facem cu ăla? Stați. Cine, cum să putem intra? Ba, eu cred că da. Mă văd că nu mă mai lasă. What a pity. Așa, atât de tare e jocul ăsta. Oh, doar cu space, ok. Nope. Bine. Să mergem în jos. Aici am fost. Bineînțeles că am fost aici, era 200. Ok. Dar dacă cobor jos, ce se poate întâmpla? Ok, sunt un pic speriat. E închis. Ok. Cred că acum unde 300, unde sunt cea 300 de camere, trebuie să mă reîntorc. Ok. Ce am putut constata de acum? Putem intra în 307? James. Am trecut de 307. E, uite că am urmea asta. Ok, să zicem, am luat o cheie. Bun. Dar e o mică problemă. Unde trebuie să cheie?
scosem cheia aia? Serios, să întreb. Îi spune courtyard. Ce înseamnă curte? Oare... aici jos? Credeți-mă, logica mea e foarte... Key to door which leads from the west side stairway hall to the courtyard. Parămânește, te rog. Știi că în partea vestică a... partea vestică. Cred că am o idee. N-am așa o idee vagă. Haideți să mergem acolo. Unde cred că am o idee vagă. Ok. Pa, ce trebuie să mă duc? Nu. Shake that ass. Okay. Are pe aici? Am așa o nedumerire, să zic, dar nu cred. 107. Înseamnă că acea cheie e aici. Așa. Firar. Chiar trebuie să-i apăci. Garbage, no use for that. Ok. Și am Windows. Ce tare. Ok, am Windows. Oh, sunt acolo unde sunt camerele 100, 101. Ok, oare pot să mă faci? Ha? Aici am fost și courtyard. Ok. Ce ceva? Coin Snake. Ah! Și ăla Ender trebuie să folosesc. A,
Au. Lol. Și nu cred că e ceva. Aproape nu pot să ies pe aici. Ok. Vreau să verific ceva. Și cu asta ce ar trebui să fac? Hai să mai verificăm, poate mai găsim ceva. Cred că nu poți sari. Dar cam asta a fost și pentru acest episod. Nu uitați să vă abonați, dați like, comment și subscribe și ne vedem data viitoare cu ce mai face. Până atunci, la revedere!